Să mai fac încă o călătorie, de data asta leacă mai scurtă, am să mă duc tot până în pădure la Plavălari, fiindcă am văzut niște căprioare, poate am să prind câteva în fotografie. Așa că acest episod va fi mai scurt, dar sper că o să vă placă. De data asta am luat-o pe drumul care am venit spre casă din episodul anterior, iar de acum spre pădure. Ajuns în pădure, ce cald de azi, nu mai pot. Stăm transpirat. Deocamdată sunt la intrare, așa că nicio activitate de animale, dar poate prin ceva azi. Și după voi sta câteva ore pe aici, sper, iar după mă gândesc să prind un apus. Tot pe dealul care am venit, pe partea cealaltă. Iar după acesta va fi episodul de data aceasta. Călătoria prin pădure, n-am găsit nicio căprioară, nimic. E acum mă întorc spre acel deal să prind un apus. A fost fain oricum, liniște. E fain să stai prin pădure, mai vii câteodată așa. Dar de acum se face seara și cred că mai am o oră sau două până acolo. E timpul să mă duc. La ora 9 e apusul. Deja atunci soarele e cu totul dus. Așa că pe la 8:30 să fiu ajuns pe acolo, să am timp. Și cam atât din pădurea de la Plavălari. A fost fain. Nu știu dacă o să mai revin curând. Trebuie să mai explorez și alte locuri de acum. Încă nu mi-am făcut așa un plan ceva mai scurt, dar poate cât de curând să mai fac încă o călătorie de o zi măcar. Dar până atunci, la următorul pas.
ajuns pe deal. După atât am mers pe alt deal. Nu e exact pe dealul de data trecută, dar destul de apropiat. E cumva pe acolo, dacă se vede. De data asta o să leacă mai aproape și de casă. Destul de fain cerul pe afară. Data asta a fost și mai cald decât atunci. De acum aștept probabil o oră și mă îndrept spre casă. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu a fost cam ceva nou. În caz că doriți episoade mai lungi sau mai scurte, planuiesc să fie cam maxim 20 de minute, ceva pe aici, în caz că fac o călătorie mai lungă, dar în caz că se dorește a fi clipuri mai scurte, o să încerc să le fac cât mai scurte. Dar dacă doriți să fie cam 20-30 de minute, puteți lăsa în comentarii și le voi face așa cum ați sugerat. Până atunci, să aveți o zi bună și vizionare plăcută!